Viața Sfântului Mare Mucenic Mina. Sfântul Mare Mucenic Mina a fost comandant militar la Cotiani, în Frigia, în timpul domniei împăraților Dioclețian și Maximian. Când aceștia au pornit cea mai crudă persecuție din istorie împotriva creștinilor, Sfântul a refuzat să le mai slujească. Și-a predat însemnele militare și s-a retras într-un munte, unde a trăit o viață duhovnicească, în post, rugăciune și nevoințe ascetice. Într-o zi, a venit în oraș în timpul unei sărbători păgâne, iar când jocurile și cântările drăcești au atins punctul culminant, Sfântul Mina a început să-l propovăduiască pe Hristos. Pentru aceea a fost prins și dus înaintea prefectului Pirhus, care a poruncit să fie întemnițat. A doua zi a fost supus unor chinuri groaznice. Agățat de un copac, i s-a frecat mai întâi trupul cu târsâne, care erau împletituri aspre din păr de cal sau de capră, și a fost bătut cu bâte, după care a fost ars cu făclii de foc și târât fără milă peste ciulini și pietre colțuroase, de i s-a sfărâmat tot trupul, iar în cele din urmă i-au tăiat capul. Noaptea, creștinii au adunat sfintele sale moaște și le-au ascuns. Mai târziu, ele au fost duse în Egipt și așezate în biserica ce a fost închinată în Alexandria. Pătimirea sa a avut loc în anul 304. Dumnezeu l-a înzestrat pe Sfântul Mina cu darul facerii de minuni, ajutând pe cei aflați în strâmtorare, fiind vestit pentru vindecări de boli și alungarea demonilor, dar și ca protector în vreme de război și mai ales ca grabnic izbăvitor de hoți și de pagube. Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Mina. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Fă misiune.